Reprezentanții PSD Dulci au fost încrezători în victoria în alegerile europarlamentare după rezultatele exit poll-urilor care situau partidul pe primul loc în județ. Noi sperăm cel puțin la Dulci într-un rezultat foarte bun. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din echipa PSD pentru tot ce a făcut în această campanie electorală, pentru modul cum s-a implicat. Până la urmă am prezentat oamenilor ce am reușit să facem pentru ei administrativ, politic, de la nivel guvernamental sau local. Liberalii dolceni au fost mulțumiți de procentele câștigate. Cu toții am conștientizat cât de important este să arătăm că Partidul Național Liberal pune România în primul rând. Craiova o putem considera din momentul ăsta liberă și este un nou început pentru Craiova, așa îl considerăm și suntem pregătiți să construim proiecte noi. Cei mai mulțumiți de scorul obținut s-au declarat reprezentanții filialei Dolj a Alianței 2020 USR Plus. Este prima dată când o forță politică nouă, tânără, câștigă Craiova. Am luat 35.000 de voturi, iar Alianța 2020 USR Plus va da viitorul primar al Craiovei. Am obținut încrederea și trebuie să fim mândri și demni de ea. Doljul nu ne-a dat puterea, ne-a dat încredere. Vom oferi, la rândul nostru, încredere oamenilor. Și în această perioadă de campanie am fost în stradă în fiecare zi și ne propunem să câștigăm cu adevărat ceva, să câștigăm încrederea celor care nu ne-au votat. În județul Olt, socialdemocrații consideră că procentajul obținut nu este pe măsura așteptărilor. În momentul de față avem un exit poll care pentru Partidul Social Democrat nu arată foarte bine. E o lecție pe care orice om politic trebuie să o ia în considerare. Așa cum știți, noi la Olt n-am fost de acord cu modul de campanie care s-a făcut la nivel național. În schimb, liberalii olteni consideră rezultatul alegerilor parlamentare o victorie. Mulțumim oltenilor, este o victorie mare a Partidului Național Liberal. În Mehedinţe, rezultatele alegerilor europarlamentare au adus bucurie în echipa socialdemocraților. La nivel local suntem mulțumiți. Am câștigat și alegerile pe județ și cele municipale, Turnu Severin fiind un oraș destul de important, sau cel mai important, de fapt, oraș pentru județul Mehedinți. Partidul Național Liberal are câteva procente bune în plus față de ultimele alegeri, deci se consolidează ca principalul partid de opoziție alternativă la Partidul Social Democrat. Din punct de vedere al numărului de voturi pe care noi ne le-am propus în această campanie electorală, targetul putem spune că a fost îndeplinit, ne-am depășit chiar numărul de voturi propuse.